Campania de informare cu privire la cancerul de col uterin este susținută de Organizația Mondială a Sănătății, care i-a impulsionat pe români să informeze corect părinții despre virusul HPV și vaccin. Asta după ce campania de vaccinare de anul trecut nu s-a bucurat de susținerea părinților români. Numai 2615 fete au fost vaccinate, dintre care 58 în județul Mureș. În paralel, alte femei s-au vaccinat pe propria cheltuială, între ele și câteva din Reghin. Medicul de la Cabinetul Școlar Petru Maior a primit sarcina de a-i aduna pe părinții fetelor de clasa a 6-a și a 7-a pentru a le explica ce înseamnă virusul HPV și vaccinul pentru prevenirea îmbolnăvirii cu cancer. Nu au existat nici măcar tumefacție, nici măcar febră, care este întâlnită la celelalte vaccinuri cu care cu toții știm că le-am făcut RRO-ul, deci rubeolă rujeolic, poliomielitic. N-a fost febră, n-a fost roșață, n-a fost tumefacție, nici vorbă de hipotensiune, șoc anafilactic. Deci s-a trecut foarte ușor peste. Alături de medicul școlar, la ședință au participat medicul de familie Dorin Gabor, vicepreședinte al Societății Naționale a Medicilor din România și mama unei fetițe vaccinate în Cabinetul Școlar Reghinean. Părinții au avut nevoie de informare pe care, de fapt, nu au găsit-o. Cred că vina aparține atât Ministerului Sănătății, cât și Ministerului Învățământului și, la urma urmei, mass media și nouă tuturor, pentru că s-a început o acțiune de mare anvergură, care nu a fost nici promovată, nici explicată suficient. Informațiile pe care și le-a luat fiecare de unde a putut au dus la diverse acțiuni contradictorii și speriați părinții, desigur că nu și-au putut asuma o astfel de răspundere. Fetița mea a fost vaccinată anul trecut, în trei etape, s-a simțit foarte bine, nu a avut nicio reacție. După ce a fost vaccinată, ne-am întors la școală, am stat la ore și se simte foarte bine. Autoritățile au prezentat părinților date statistice, informații de specialitate și un filmuleț documentar care a părut să atingă coarda sensibilă a publicului. Dacă mulți dintre ei au venit la ședință convinși de informațiile potrivit cărora vaccinul anti-HPV nu este sigur, discuțiile i-au pus pe gânduri. Cred că o să vaccinez, fetiță. Erați hotărâtă și înainte? Da. Sunteți și cadru medical, poate asta contează. Da. Sunt asistentă, lucrez la ginecologie, văd cazurile de cancer. E crunt. Încă nu sunt chiar lămurită de tot. Cu cine am discutat, toată lumea spune că ar fi bine. Eu cred că totul mă ajunge ca să ocrotim copiii, să fie bine, să sperăm că nu o să fie reacții adverse, cum se spune, că până acum la cine s-au făcut n-au apărut probleme. Am o fetiță de 12 ani și chiar sunt de acord cu vaccinul și o să-l vaccinez. Medicii au subliniat și faptul că orice femeie până la 40 de ani își poate face vaccinul. Costul său nu este însă accesibil tuturor. Cele 3 doze care se administrează în decurs de 6 luni se ridică la 1500 de lei. Organizatorii campaniei de la Reghin cred că acesta este un argument în plus pentru părinți să accepte vaccinul oferit gratuit fetițelor de către Ministerul Sănătății.